Astăzi testăm un nou aparat. Avem un Chemot MSR-500. Un stabilizator de tensiune pentru un aparat, pentru o centrală termică. Stabilizatorul este de 50 de Hz, plus minus 3%, eficiență 98%, cu transformator toroidal. Ce să-i testăm noi astăzi? În primul rând, un consum în gol. Se vadă și... În primul rând, un consum în gol. Și în al doilea rând, o impedanță de buclă. Uite așa arată. Tensiune intrare, tensiune ieșire, on-off, cu servo, bineînțeles. Să scoatem și un aparat de măsură. Și hai să vedem o impedanță de buclă a rețelei fără... Bineînțeles, faza e în dreapta. Nu? Se vede? 0,64. Bun. Curent de scurt circuit prezumat? 354 de amperi. Perfect. Ok. Hai să punem stabilizatorul în priză. Așa, să nu se vadă. Se vede? Se vede, nu se vede? Se vede, nu se vede? Se vede. Bine, flicără e pentru că hertz. Flicără. Pentru că herți. Uh-huh. Hai să testăm... Stai, schimbă adaptorul. Nu, lasă că testăm cu ăsta. Bine. Testăm în aceleași condiții. 230 de volți. Ia uite. 1.17 ohm impedanța. De buclă. Deci, dintr-o dată, în momentul când ți-ai pus un aparat în priză, în speță stabilizator cu... servomotor, s-a schimbat impedanța. Și curentul de scurt circuit prezumat? Ca să vedeți ce înseamnă un aparat, să-l bagi în priză și în el să pui alți consumatori. Cum se schimbă parametrii. Practic ai instalații. Hai să măsurăm, vedem și ce consum are în gol. Avem priza aia. Nu, ai o priză. Aia e. Scoate tu, te rog, din priză. Hai să vedem și un consum în gol, fără consumatori. El este pornit. Ca să fie clar, aparatul dăm pe AC, nu DC. Atât. Avem 0. Faza e în dreapta. Sau o stângă? Nu, e... Da, nu știu cum e legat acolo. Nu e, nu are niciun... Sau nu, nici măcar... Fiate, nu, stai un pic, trebuie să testez altceva. Trebuie să testez, ai altceva de test. Pe 20 de miliamperi.
Deci consumul gol există, dar este foarte, foarte mic. Se vede? Nu prea se vede. Păi nu prea se vede. E cam la distanță. Deci 17-18 mAh. Acum faceți voi calculul cam cât înseamnă în vați. AC? Auto? Da, cam asta este. Am fost și noi curioși să vedem cum se schimbe parametrii unui consumator sau unor număr mai mare de consumatori. Practic, el permite două prize. Are două prize pe output. Sau un număr mai mare de consumatori în momentul când folosești un alt aparat intermediar. V-am arătat și cu inverterul de la Grovat cum se schimbă parametrii unei instalații, acolo e jale. Și v-am arătat și cu stabilizatorul. Asta în cazul în care aveți probleme acasă, nu știu, tensiunea este variabilă și vreți să vă puneți un stabilizator de 500, 800, 1000, 2000 de wați, să vă gândiți foarte bine la consumatorii pe care îi băgați în priză în acest stabilizator, pentru că protecțiile vor lucra diferit.